Da, și fac și un video noaptea. Mă rog, spre seară tot, deci depinde de la Ardeal. Acum cobor, la coborâre. Da. E drumul care urcă sus, aici în dealul Șumușului, acolo. Dealul Ardeal, să zic așa. Asta, cum puteți ajunge acolo sus, ne-am fost eu, din la Ardealului sus, pe vârf. Veniți așa, din Bistrița, pe Valea Budacului, Jelna, după Orheiul Bistriței, după aia Ragla, satul meu. Am venit aici în Budacul de sus. Și la intrare în satul Budacul de sus, las dreapta către Șoimuș. Acum am drumul județean, nu am asfaltat. Veniți pe el și la ultima casă, și cum intrați pe el, cum intrați în satul Budacul de sus, așa. Prima stradă la dreapta, după aia la următoarea intersecție la dreapta și la următoarea intersecție la stânga, pe lângă o casă, tot în sus. Da. Dar se vede dealul Ardealului, oricum se vede. Și acolo, uite, cabana lui Ceaușescu, am uitat să zic și de asta. Am dat pe Ceaușu. Da. Din munții Călima, aici venea la vânătoare. Domnul Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu, să trăiască, să florească, murie mult. Nu vreau să-l ierte. Ce fain a pus soarele. Da, și aici e satul meu, Ragla, unde nu m-am născut, aici m-am născut în Bistrița, aici am copilărit mai mulți ani și locuiesc și acum, de la 4 ani până la 30 de ani azi mâine, moșul, da. Acum coborâm la vale, nu pot să cobor la deal, hai drept. Uite, trebuie să văd becul, nu se gata bateria, mă rog, o filmă așa de încheiere. Oricum, azi duminica tot, n-am crezut că o să urc, să pute apus de soare și că până la urmă Dumnezeu s-a făcut o minune și am urcat și am văzut. Bine, adică n-am crezut că am plecat la 7 târziu. Am ajuns aici pe la 8:30, cred, nu știu așa. Oricum, undeva la o oră jumate faci la deal și la vale la o oră. Deci, dacă fiți la Bistrița până aici, până în Budacul de sus, 15 km și din Budacul până aici sus încă vreo 3. Deci, 18, am pus 1, 19, cu tezalul mama, 19 mai. Zi la mulți ani de acum. Și părintele Ștefan, care te fară din satul nostru, Ragla, în 12. Cred că 54 de ani, fac, nu? Și nu știu, nu știu. M-am cu datele, da. Bine, moșul. Să aveți o după masă plăcută, o seară dulce cu Dumnezeu. Dumnezeu iubire. Restul bine. Așa, am zis-o foarte fain, ce bățuta cu lui. De bine asta. Hai să ne apucăm, să fug un pic. România, te iubesc! Hopa! Wow, ce fain, grădina Raiului. Am dat în grădina lui Adam și Eva, mă, uite ce de flori, moșii! Coposile! Da, dar și mușuroi. Țara lui mușuroi. Țara lui noi. La copaci vorbesc că suntem în mai, în 9 mai, ziua Europei. Ați văzut că inul Europei e vorba aia acolo cu slavă ție stea curată, pe ei este greșit, moșii, că slava se cuvine doar lui Dumnezeu, cinstea sfinților. Uite, am spus cărăbușii de mai, da, deci slava se cuvine doar lui Dumnezeu și cinstea sfinților și să mergem mai departe, venerea Maicii Domnului. Da, da. Nici cărăbuși, da? Asta am să vă zic despre cărăbuși. Uite, like, a zburat. Ați văzut? Sper că l-ați văzut, l-am prins în video. Mamă, ce de flori aici, ce de ciuboță ca cucului, mă. Cucu, cuc. Da, despre cărăbușii de mai, din câte am înțeles, parcă odată la 4 ani vine, apar. Deci ca și campionatul mondial de fotbal, da. Interesant, nu? Uite, uite, hai. Nu vine unul spre mine, musul. Ia, păzare, ce m-a spărat? Pu, bată-vă din unea. Asta e inima loc, coco. Aici e un șans. Undeva, de un an trecut. Ba, aici. Dă-ți așa, acum cu alte câteva zile. Da, uite ce frumoasă e grădina asta cu... Și poți ca cucul ăștia. Aici e o scurtătură, da? Deci dați-mi drumul ăsta care merge, coboară în Budacul de sus. Este și Budacul de jos, da? De acolo din Jelna, în stânga, se face cum cobor de la Bistrița de-a lui Jelni, în dreapta. E Budacul de jos, Buduș, Simenești și Munari, ultimul sat. Da, și acolo în dreapta, Petrișul cu satul nou, Șesu, aici la noi Bungard și cam atâta.
Cam asta e. Da. Cred că filmez 8. Adică 4K, am să zic. 8. Dar ăsta e drumul. E un drum județean normal, 150 nu știu cât. 154, ce? Sau nu mai știu. O, da, vin cu răbușii pe mine. Mai ales mă, faza mea, că m-ați băgat într-o boală. Ce fain. Să văd. Super. Da. Ascultăm liniștea. Serii. Da, în liniștea serii. Magia mea. Modul sun, bă, deci dau una, vomis cărăbuș. Dau mintea aia, știi? Bătaia nu-i rupe din rai moșii, asta cu vorba că e rupe din rai bătaia, asta e o vorbă de aia. Marca Rumenia, Trăsivenia, glavă ăștia de la moșii ăștia, le zic, ortocatolici, ăștia, păgânii ăștia, adică, că vorba aia, una din zic, mâncă sfințe, și asta că bătea rupă în era aia, și vorbe, băi, de-ți da una, vomiți pe tine. Te ajung. Hai, da. Da, moșu, super. Acolo moții țible și aici dealul cetății, da. Și aici a fost o cetate dacică. Mai de mult spuneam să se chema comuna cetate. Uite, hai multe mine pe mine, cărăbușul. Am prins? Am prins. Acum să văd mai bine. Ia-l-ai pe ăsta, bă! Coco! Coco Ciambo! Da! Minut! Ultimul minut! Apune sarile! Apune! Da, suntem în luna cea mai frumoasă, luna mai. Mă, dar vin mulți cărăbuși, vine armata pe mine să ia la drum. Nu știu cum ați pe iarbă verde. Uite, iară gunoaie, bă, dar multe gunoaie sunt. Gol! Bagă suțul! România, România, te rog, trezește-te! Da. Hai să mergem la vale. Să coborăm din rai în iad. Cam asta e poveste. Oricum, Transilvania cea mai frumoasă, moșii, veniți să vizitați. Haideți la mine pe nimă, tu cu pe la capul meu, beatiș. Haideți să vizitați și Valea Budacului, moșii. Aici, aproape de Bistrița, la câțiva kilometri, la o rugătură de băț. Da. V-am pupat, noapte bună, v-am pupat, popor talentat, da. Nu mai bine rola nimeni, România, trezește-te, mă, noapte bună.